Salutare Alva Gang și bine m-am regăsit la un nou episod din pardon. Din frumosul și minunatul nostru joculeț numit Kingdom. Ei bine, n-am mai jucat de ceva timp Kingdom și nici n-am mai filmat nimic pe canal pentru că am fost pur și simplu foarte ocupat cu școala și încă sunt, de aia nu știu cum, dar am reușit și până la urmă mi-am făcut niște timp să filmez. Vreau să fac un anunț, un mic de tot, mai mare de fapt. Cred că o să luăm o mică pauză de la postalul pe canal pentru că pur și simplu, cum să zic, mamă, sunt atacat. Pur și simplu nu mai vreau, e prea mult cancer în jocul ăla și prea cancer comunitate și toate chestia asta, m-am săturat. Vreau să iau o mică pauză, să-mi revin și după o să mă reapuc să joc. Nu este un stop din ăsta permanent, la modul n-o să mai joc lor în viața mea. Omoară-mă căprioara, bravo mă. Adică o să mai joc LOL, dar nu știu când o să revin. Oricum, seria momentan nu o să revină. Momentan. O să jucăm alte jocuri, o să jucăm Subnautica, o să avem Kingdom, o să avem multe alte serii, deci nu duceți grijă. Bun, hai să-l plătesc pe ăsta. Să vine și a doua zi. Am văzut că v-a plăcut cât de cât Kingdom, ceea ce mă bucură, desigur. Nu poate decât să mă bucure faptul că vă place o serie. Deci, v-a plăcut cât de cât Kingdom, am zis, hai să mai facem încă un clip. Și asta și facem în momentul de față. O să trebuiască să mai ciuim și noi niște oameni ăștia pe aici. Ia vină mă și tu. Mai e vreun om? Nu mai e nimeni. Ok, o să dăm jos copacul ăsta, o să ne luăm bănuțul înapoi. Și nu știu cum facem, dar trebuie să facem undeva o fermă. Nu știu exact cum se face faza. Am uitat exact asta vreau să facem din clipul anterior. Vreau să facem o fermă, dar nu mai țin minte cum se face. God fucking damn it. Bun, deci pe aici văd că avem și aici o sap așa. Cred că mai trebuie să ne upgradez totuși Town Hall-ul. Hai să mai fac un upgrade la Town Hall. Ok, mai facem un upgrade la Town Hall pentru că pur și simplu poate de aia nu mă lasă să fac eu fermă. Ia, gata, ne-am șmecherit. Hai să vedem. Deci aici e asta. Na, yet nope. A, aici pot, ok, deci aici mă las, mi-am amintesc. Și uite-l pe omul cu măgarul. Știu că mai găseam, nu mai știu în ce direcție, parcă în stânga mai era un cufăr pe care trebuia să-l iau și pe care o să-l iau în scurt timp. Cred că după ziua asta. Văd că acum plouă, deci nu știu când se face seara pentru că nu văd lumina afară, asta e problema. Văd că avem aici un bărbățel, ce face mă domnișorul acesta? Cu pălăria aia pe cap și că e Fedora. Ok, și uite, pe tipul ăsta pe care l-am aciuit o să-l facem arcaș, fiindcă în rest o ducem bine, doar de un arcaș. Oh, mai am doi tipi aciuiți. Deci avem nevoie de bani. Arcașii mei ați mai vânat și voi ceva? Nimica? Ce s-a stea? N-am habar. Ah, yes, I remember. Dacă vrem să atacăm, dacă nu mă înșel, nu? Deci dacă vrem să atacăm noi mobii, ne facem mare armată și după aia zicem că uite, vrem să dăm în stânga, hați, băgă pane aici și venim în stânga peste ei. Ceva de genul ăsta. Nu știu, o să iau încet la galop. Mă rog, nu pot să iei la galop încet. O să iau la mers încet pentru că mi-e frică că n-am viață și dacă sunt o singură dată lovit. Bă, mie că vine vreo noapte de aia de o să fie foarte grea și nu vreau să mă îndepărtez. Fiindcă aud o muzică foarte creepy și nu-mi place chestia asta. Muzică creepy, poți să te oprești pentru că nu-mi doare să... Mamă, sunt super obosit. Muzica asta chiar nu e ok. Văd că tipul ăsta a venit ceea ce înseamnă că deja s-a făcut seară. Bă, se face seară, bă. Tu ăsta, builder, fugi. Ok, deci mi-am venit arcașii. O să trebuie să mai upgradez zidurile. Chestia asta e destul de importantă, too. Și aici avem 3 arcași. Pe partea asta câți avem? Tot 3. Ba nu, 4. Sau 3? Nu-mi dau seama. Da, măi, seară plină. În seriile pline, ce se întâmplă, vin niște moroși foarte, foarte puternici. La modul seriile astea cu lună roșie sunt foarte nașpa. Nu știu, cred că vom face față, eu asta cred. N-am nimica special. Ar trebui totuși să mai extind armata și toate chestiile astea. Nu prea mai știu eu cum, dar... Vedem, văd că luna e sus pe cer. Cred că s-a atacat pe stânga? Sau deloc. N-are cum, n-am cum să nu fiu atacat deloc. Adică nu, n-ar trebui să fiu atacat. E lună roșie, n-o să fiu atacat.
Ok, pot să încep să merg deja, cred. Sau nu, că trebuie să-l plătesc pe ăla. Și să iau și banii. Da, foarte interesant. N-am fost atacat deloc. Tipul mi-a dat banii. Ia dă bănuț acolo. Și să mergem să luăm cufărul ăla, frate. Deci avem nevoie de cufărul ăla, orice ar fi. Deci, ai de vezi ziua 6, mă, știi ce m-am speriat toată? Ziua 6, n-are ce să te atace să fie atât de periculos în ziua 6 încât să ai tu într-adevăr probleme. Deci, o să mergem. Luăm cufărul ăla pentru că ne interesează chestia asta. Ok. Bun, mergem să luăm cufărul. Ne umplem și noi aici săculețul nostru cu bani și începem să facem upgrade-uri pe acolo, pe la sat, pentru că deja o să fie destul de nașpa și greu să rezist și nu vreau să se întâmple treaba asta. Unde mă cufărul? Știu că trebuie să dăm de semnul ăla. Și după aia de cufăr, uite, semnul pe care parcă l-am abradat, mai știu, 3 a 2 sau ceva de genul. Bă, acum nu mai pot să-l upgradez. Ok, hai să vedem. Uite și cufărul, bun, 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 bun. That's what I mean. Bă, bănuți, bro. Hai să mergem în stânga să vedem ce găsim. Văd că avem aici doi oameni pe care nu știu dacă am timp să-i iau. Dar eu îi iau. Și încoace văd că mă duc. Nu știu unde. Cred că, da, uite ce marele portal pe care încercăm să-l evităm, pentru că nu este deloc bine să te apropii de portalul ăla. Pe acolo practichez monștri, zombie, ce-or fi ei. Da, pe acolo ies. Probabil să trecem pe lângă omuleții noștri. Da, uite. Sperăm că o să se grăbească un pic și ei. Deci, am făcut progresiv asta, am fost totuși să luăm chestia asta, chiar dacă zilele se parcă prea scurte. Mie să nu mai aibă timp omuleții să ajungă, că vin cam de departe. Mi-e frică de treaba asta, sper să nu fie cazul. Sper să ajungă cu brio. Momentan vedeți și voi, e încă zi, nu avem probleme. Dar ne-am trecut de semn, nu? Nu cred că nu mai știu. Da, că suntem aproape. Nu, e foarte lungă pădurea asta, jur. La început, când a apărut jocul, nu era deloc așa lungă. Acum au plungit-o, au făcut-o nașpa grea și nașpa. Ok, hai să ajungem și noi. Bun. Oh my god, se face seara, oamenii i-am luat degeaba, o să pierdă. Decât dacă nu s-a atacat, dacă o să fiu atacat. Cel mai probabil că seara trecută a fost o seară roșie și n-am fost atacat. Deci cel mai probabil în seara asta voi fi. Ok, deci a venit și ăsta în sat. Mă, că îi place lui să stea în sat, i-am dat banda, n-am mai făcut nimic. Ia mai bagă mod de asta, că era unul care stătea degeaba. Așa, tati, ai văzut că știi? Bun. Să face noapte. Upgradăm după, văd că deja nu avem timp acum să upgradăm sau ceva. Upgradăm după zidurile. Sperăm că nu vom fi atacați. Cel puțin prin stânga. Dacă vom fi atacați prin stânga, e nașpa. Fiindcă înseamnă că am pierdut oamenii aia pe care i-am recrutat. Și sper să nu se întâmple treaba asta. Hai, mă. Bă, îmi place foarte mult jocul ăsta, e foarte liniștitor. Deci dacă ai vreo problemă, joacă jocul ăsta. Sincer. Uite căluțul meu cum merge. Vreau calul la nou, dar nu mai știu pe unde trebuie să-l găsesc, trebuie să mă duc mult în dreapta. Dacă nu mă înșel. Bă, când se întâmplă nimica. Ok, bun, hai să ne ocupăm. Hai să ne ocupăm de mai multe chestii. Ne ocupăm și de asta. Bun. Momentan ne trebuie doar o singură fermă. Văd eu un care la paper. Abia de sima. Oh, neighbor. Doamne, ce bani avea ăla la el. Și tu, domnișorule, te rog frumos, dăm banii. Drăguț. Oh, doamne, câți bani am. Așa, tati, așa se face treaba în jocul ăsta. Și trebuie să facem upgrade-urile astea. Sau nu știu dacă va trebui să mă duc mai mult. Ia să vedem. Deci ne-am făcut aici nebunia asta. Ia băgă-i mă upgrade. Sau ia băgă-i mă al doilea upgrade să vedem ce se întâmplă. Abel de Sima, au neighbor. Ia uite, doi construiesc. Să fie rapizi oamenii. Eu sunt curios unde, de ce nu vin fermierii. Și eu stau aici. Fermierii, aveți o treabă de făcut, bro.
Oh my god, le-am făcut mare fermă și ei nu fac nimic. Uite și barca asta. Pe care totuși aș vrea să o construiesc. Ia să o construim noi. O, doamne, cât costă. Ce? Nu știu ce am făcut. Nu știu dacă e bine ceea ce am făcut, de fapt. Am cheltuit toți banii pe barca asta, frate. E bine? Ah! Iute să... Ăștia o vor construi. A, le-am dat niște din astea, niște... Practic le-am cumpărat niște... elemente cu fiecare din aia construită. Bă, nu știu ce să zic. Mamă, toți vin ești nebun. Hai că am un bănuț în caz de orice. Sper să reușim să o construim pe înainte să se termine noaptea. Și după aceea să fugă toți înăuntru. Asta sper să se întâmple. Deci o să dureze ceva până construim barca. Credeam că e mai ușor. Aparent nu e ușor și e mai bine că nu e așa ușor. Hai că asta ar fi ultima zi a videoclipului. De-aia să reușim cât mai repede. I barely see my own neighbors. Willy Wonka got a lot of paper. Willy Wonka. Dar nu mai avem așa mult, adică ce puțin așa cred. Bun, hai grăbiți-o înapoi. Ok, deci am început să construim barca, it's a thing, you know? E o chestie și asta. Și aici se întâmplă ceva? Nu, absolut nimic. Deci am făcut asta, cred că degeaba, nu? Asta e părerea mea. A, uite un bănuț. Ceva pe aici, voi? Baby boy! You guys are tripping. Ia, vino mă și tu și fă-te arcaș. Și mai e unul liber. De care am nevoie să se fac arcaș. Tare. Hai să vedem dacă vom fi atacați sau nu. Bă, s-au întors aia sau nu? Uite, văd că unul fuge, doi fug, trei fug. Hai, fugiți tare și veniți înapoi că va apărea până se întâmplă ceva. Văd că nici nu voi să vă apăr momentan. O să că se mai upgradeze. Văd că nu te mai să upgradezi zidurile în timpul nopții, ceea ce e genial, pentru că mereu se mureau oamenii și tu dacă nu știai despre ce e vorba, asta făceai. Doamne, mamă, ce e aici? Doamne, dar... Dar vai! Ce mult, să bine, m-am descurcat lejer. Am armata mare, ceea ce e foarte bine, trebuie să mărești și mai mult oricum. Și pe partea asta? Nu, pe partea asta nici n-am fost atacați, frate. Deci nici n-am fost atacați. Trebuie să fac zidurile, neapărat, să le fac ca lumea. I barely see my own neighbors. Only one who got a lot of paper. Only one who. Acres. Hai să vedem. Ia dă-mă banii aici la băiat. Așa. Hai să facem upgrade-ul. Deci o să începem cu... Bă. A, nu pot, trebuie să fac... I remember certain round. Nu mai știu ce zicea. Îmi amintesc acum. Cred că... Mulțumesc. O să iau un coace. Ok, deci astăzi este ziua în care vom explora partea dreaptă și vom vedea ce se întâmplă și după cred că încheie de fapt episodul. Fiindcă totuși vreau să văd ceea ce se întâmplă. Mă cacă-ne de barcă, nu mai vreau barcă. Vreau să văd ce se întâmplă, bun. Deci ia du-te tu și tu. Ok. Văd că mi-a crescut un dăsta pe mână, un coș. Din cauza la păr. Mă rog. O să întâlnesc calul la altul, să-l cumpăr. Dacă mai există chestia aia, înainte era și puteai să iei un cal și practic era mult mai rapid și mai avea stamina mai bună ca ăsta. Din partea asta nu mai vin monștri. Mi-am luat țeapă. Dar de ce păzim partea asta? Dacă din partea asta nu mai vin monștri. Caut o explicație logică și nu găsesc. Ok, deci nu-i portal de monștri în partea asta, interesant. Hai să mai construim barca atunci. Atâta. Lăsăm pe băieți să construiesc acolo, să vedem ce se întâmplă. Eu de să mă duc să-i
Fac pe ăștia soldați. Pe ăștia i-am pus degeaba. Clearly. Deci nu mai pot să fac upgrade-uri. Văd că nu mai pot nici la bază. Și nu am găsit nici chestia pe care trebuie să o upgradez. Păi și cum fac? Bă, păi, cred că aici am încheiat noi episodul, pentru că am filmat destul de mult. Dacă mai aveți clipul în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex Fazitoria, nu ne vom revedea data viitoare. Pua, pa, pa. Willy Wonka, Pecus. Willy Wonka, Leave on Acus. Willy Wonka, Garlar. Am uitat să închei și jocul. Filmare de fapt.